Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Începe să gândești creativ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Geneza, capitolul 1, versetul 27. Biblia te numește copil al lui Dumnezeu. Ia o pauză și gândește-te ce înseamnă lucrul acesta. Creativitatea lui Dumnezeu este deja imprimată în ADN-ul tău. Datoria ta este să o recunoști, să o eliberezi și să o pui în funcțiune. George Lois, director în domeniul publicitar, a spus odată, citez: creativitatea poate rezolva aproape orice problemă. Actul creativ, înfrângerea obiceiului prin originalitate, învinge totul. Am încheiat citatul. Iar dacă dorești să-ți eliberezi creativitatea, trebuie mai întâi să identifici barierele și să începi să le dai la o parte. Iată o barieră des întâlnită. Noi întotdeauna am făcut lucrurile în felul acesta. Cei ce spun așa au încetat să mai aibă o părere. Ei nu fac decât să-și însușească gândirea vremii, așteptându-și salariul și întorcându-se acasă la sfârșitul zilei, fără să gândească, fără să reflecteze, fără să ia măcar în calcul posibilitățile schimbării. Dacă ești și tu unul dintre acești oameni, e timpul să te trezești și să privești în jur. Rutina care ucide gândirea reprezintă cancerul creativității. Dacă te duci indiferent la serviciul tău zilnic, rutina te predispune la greșeli. De ce? Pentru că există șanse ca în virtutea obiceiurilor să-ți fi pierdut abilitatea de a gândi critic și de a-ți pune sub semnul întrebării metodele. Începe să pui la îndoială politici, tehnici, forme, reguli, hârtii, orice lucru care a devenit rutină. Întreabă: de ce facem asta? E necesar? Am putea să o facem mai bine? La ferma succesului nu există vaci sacre. Dacă insiști să faci lucrurile așa cum s-au făcut dintotdeauna, vei ajunge să fii depășit, din punctul de vedere al gândirii, al vânzărilor, al producției, și în cele din urmă vei ieși din afacere. Așadar, e timpul să începi să gândești creativ.